Poftiți în vagoane, vă rugăm. La prima vedere, pare un tren obișnuit. Dar nu îți trebuie mult timp să-ți dai seama de diferența între mocănițele pe care le cunoști și această garnitură. Un model vechi de tren, păstrând cu respect parcă, aerul și designul din urmă cu 10 ani. Bătrânul tren Nostalgia sau Cira lasă în urmă vremurile agitate și străbate ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat, munți, dealuri, cețuri și canioane, mângâiat aici colo de crengile copacilor sau de stropii de ploaie. Acesta traversează 22 de tuneluri, urmat de fumul gros al locomotivei și de zgomotul ei ritmat, binecunoscut. Sargan 8. 8, adică 8. Pentru că linia acestui tren, văzută de sus, seamănă cu cifra 8. Mogra Gora, în traducere Muntele Umed, este un cătun din Serbia, situat pe versantul nordic al muntelui Zlatibor. Reconstrucția sa istorică l-a transformat într-un punct turistic renumit. Calea ferată, care lega odinioară Europa de Marea Adriatică, peste dealuri, munți, poduri și regiuni aproape inaccesibile, este departe, iar aproape de ea găsim un veritabil muzeu itinerant. Timp de 50 de ani, acest faimos tren și-a încântat călătorii atrași de splendoarea peisajelor străbătute. De aceea, Sargan 8 este pe drept considerat o minune a traseelor ferate, reprezentând totodată și una dintre cele mai mari atracții turistice din Serbia. Turiștii se pot urca în tren din mai multe motive. Unii se lasă captivați de peisajele uimitoare, alții, mai nostalgici, vin să retrăiască în vagoanele restaurate după moda anilor 30, o epocă a ritmurilor lente, atât de diferite de goana sufocantă din zilele noastre. Sunt și persoane care fac din această originală și relaxantă călătorie un moment memorabil. Te lași cucerit de starea aceasta, greu de definit, între nostalgie și proiecție spre viitor, între puterea naturii și seducția vremurilor trecute. Din gara Iatare, nimeni nu a cumpărat vreodată bilet, nimeni nu a coborât ca și cum ar fi ajuns acasă și nimeni n-a urcat ca și cum ar pleca undeva. Trenul oprește în această gară doar ca un moment de relaxare. În trecut, trenul oprea aici pentru a-și reface rezerva de apă. În 2017, 75.000 de turiști s-au bucurat de călătoria cu acest tren. Dintre ei, 25.000 au fost străini. Natura neatinsă de aerul modernității din Mogra Gora și din împrejurimi are un farmec aparte, atât în perioada verii, cât și în lunile de iarnă. Mogra Gora e cunoscut mai mult pentru atracțiile sale turistice, concretizate, cum am mai amintit, în peisaje mirifice, văi și trecători, cascade năvalnice, floră și faună cu valoare unică în Europa. Drvengrad este satul care a luat naștere în 2003 la inițiativa lui Emir Custurița. O localitate din Serbia, construită cu migală și grație de mâna omului, a devenit locul unde se adună multe din numele mari ale industriei filmului din toată lumea. Aici se desfășoară seminarii dedicate cinematografiei sau chiar se filmează producții mai mari sau mai mici. Lumea vine aici pentru a se desfăta cu povești și amintiri, își face planuri de viitor sau pur și simplu stă de vorbă la o cană de ceai fierbinte într-un cadru de poveste. În jurul pieței centrale există o biserică, un restaurant, magazin de suveniruri, locuri de cazare și un spațiu unde se pot vedea filme. Înșirate pe străzile pietruite, căsuțele par ca niște miniaturi ale unei lumi de povești.
Acesta este orașul de lemn pentru care Custurița a fost premiat de către Fundația pentru Arhitectură din Bruxelles. Chiar și sub ploaia care nu contenește, te poți simți actor pentru câteva minute printre căsuțele și străzile acestui oraș unicat. Un unicat atins delicat de genialitate. Străzile din satul regizorului Emir Custurița poartă numele unor personalități. Strada aceasta este dedicată lui Federico Fellini. Tot aici găsim străzi precum Novak Djokovic, Maradona sau Nikola Tesla. Cum a ajuns Custurița să construiască mica localitate? Regizorul a fost fascinat de frumusețea satului Mogragora în timp ce filma Viața este un miracol. Atunci s-a decis să rămână pe aceste meleaguri. La un moment dat a afirmat că și-a pierdut orașul Sarajevo în timpul războiului și de aceea a vrut să-și construiască propriul sălaș. Localitatea numără astăzi aproximativ 600 de locuitori și se află nu departe de orașul Uzice. În luna ianuarie, a fiecărui an, aici are loc un festival de film, Kustendorf. Iar dacă doriți un joc de cuvinte, Kus vine de la Custurița, iar Dorf, în limba germană, înseamnă sat. Acest festival a fost conceput ca un eveniment unde tinerii regizori și studenți se pot întâlni cu actorii și regizorii celebri, dar și pentru a fi un loc de reuniune a multor interpreți de muzică ce susțin diferite concerte. Din locul acesta privesc spectatorii filmele. Există aici o ceremonie a filmelor și totodată a filmelor proaste. La primul festival a existat o ceremonie a mormântării filmelor proaste și există și un cimitir. Primul film îngropat aici a fost Greu de ucis 4. De-a lungul anilor au vizitat Kustendorf, actori precum Johnny Depp, Monica Bellucci, dar și regizori precum Nikita Mihalkov sau alții. Serbia este o țară plină de culoare, unde estul se întâlnește cu occidentul într-un amestec aparte de civilizații, religii, culturi și peisaje. Un exemplu al integrării specificului itinerant în acest spațiu cu rădăcini multiculturale reprezintă mănăstirea Sopocanii, construită cel mai probabil în jurul anului 1290. Originea numelui vine din cuvântul slav Sopot, care înseamnă primăvară. Construcția a suferit multe modificări de-a lungul vremii. Vitregia istoriei și a naturii și-au pus adeseori amprenta peste existența acestui lăcaș, care și astăzi impune respect și admirație. Clopotnița, cea mare, a fost reconstruită de două ori în timpul regelui Dusan, iar incinta mănăstirii și turnul Clopotniță au fost adăugate în prima jumătate al secolului al XIV-lea. Sopocanii este o vatră identitară sârbească, un loc unde se țes istorii de prinți și sfinți. În anul 1689, turcii au dărâmat parțial mănăstirea, luând cu ei plumbul cu care era acoperită biserica. După această tragedie, o mare parte din călugări nu s-au mai întors în mănăstire, lăcașul rămânând părăsit până în secolul 20. Fiecare piatră rămasă în picioare vorbește despre aceste istorii. Arte diferite și ritmuri diferite. Căutarea continuă a armoniei. Găsirea întâmplătoare a acestei armonii, simțind undeva în aer apropierea unui alt ritm. Și plecăm iar în căutarea lui. Un ritm al unui timp contemporan. De data aceasta, Novi Pazar. În limba sârbă există un bogat bagaj de cuvinte turcești. De ce? Pentru că o bună perioadă din istorie, turcii și sârbii au locuit împreună, au conviețuit, de fapt. Novi Pazar este un exemplu de acest fel. Orașul s-a chemat în trecut Târgoviște, iar astăzi, în traducere liberă, înseamnă Bazarul cel Nou. Dacă ar trebui să alegem două cuvinte care să descrie cel mai bine poporul sârb,
acesta ar trebui să fie temperamental și ospitalier. Istoria otomană de 500 de ani a lăsat amprentele sale levantine care pot fi văzute în tot orașul. Case antice cu un singur etaj, baie turcească, hamam și un număr mare de moschei care ne amintesc de exotica atmosferă de la gurile Bosforului. Nu poți să ajungi în Novi Pazar fără să încerci casaua, care este cea mai bună din toată Serbia. În timpul plimbărilor prin centrul orașului, turistul poate descoperi numeroase monumente culturale, diverse magazine și restaurante unde poate gusta, savura cafeaua de care aminteam. Kebabul și alte mâncăruri specifice locului vor încânta și ele cu siguranță pe amatorii de experiențe culinare. În acest loc din Novi Pazar a fost cândva un hamam. Azi, în aceste locuri, pot fi auzite povești, amintiri, toate sub vraja timpului ce par a se fi oprit în loc. Nu reușesc să fac cumpărături. Nu aveam în plan acest lucru. What it is the name the street? The name of this street is the Istanbul Road or Street of First May. Here is the oldest street in Novi Pazar. There is a lot of small shops here. La Novi Pazar se simte amestecul religiei creștine cu cea islamică, într-o bună și armonioasă conviețuire. Părăsesc orașul cu gândul la o altă filă de istorie. La pas cu Dumnezeu în fiecare zi, la pas mărunt modest, ajung la mănăstirea Stupovi, cunoscută și sub numele de Mănăstirea Coloanelor Sfântului Gheorghe. Vechi lăcaș ortodox, mănăstirea este ctitoria marelui domn sârb Ștefan Nemanja, construită spre sfârșitul secolului al XII-lea. Inițial, complexul monahal cuprindea biserica cea mare fortificată, trapeza, corpul de chilii și rezervorul de apă, toate fiind înconjurate de ziduri de apărare. La exterior, construcția este marcată de stilul romanic, nava centrală împărțită în trei părți, pronaosuri pe o parte și de cealaltă a bisericii, iar în capătul ei vestic descoperim două turnuri masive de piatră. Ștefan Nemanja, o piatră de mormânt, o capelă, o mănăstire lăsată în moștenire, un regat. Frescele interioare ale bisericii celei mari au fost lucrate și ordonate în stilul specific perioadei bizantine. Datorită formei unice a bisericii, ansamblul iconografic a fost foarte greu de ordonat în registrele impuse de arhitectura interioară. Renașterea autentică a acestei mănăstiri a început însă în secolul al XX-lea. Clădirile noilor chilii au fost terminate în anul 2000, după mai bine de 3 secole, cât a fost lăsată în paragină. Ca să înțelegem istoria unui loc, este nevoie să mergem pe firul ei, din aproape în aproape. După mănăstirea Stupovi și orașul Novi Pazar, urmează orașul Niș, încărcat și el de istorie. Numit în trecut Naissos, ceea ce s-ar traduce prin orașul nimfelor, acesta se află la intersecția marilor drumuri dintre Europa Centrală, Turcia și Grecia. Istoria orașului coboară până la bătălia de la Cegar, cunoscută și sub numele de Bătălia de la Kamenica, cea a primelor războaie sârbe dintre revoluționarii sârbi și forțele otomane din apropierea orașului Niș. Primul monument care marchează locul bătăliei de la Cegar a fost realizat sub forma unei mici piramide de granit. Astăzi, pe locul bătăliei, este liniște și pace. Drumul nostru continuă. Niș este unul dintre cele mai vechi orașe din Balcani, considerat o poartă între Orient și Occident. La început, Niș a fost o cetate fortificată, un castrum.
Fortăreața nu este doar un loc al mărturiilor trecute. Este și un loc unde oamenii pot veni să se recreeze și în fiecare an aici are loc un festival de jazz. O dovadă vie a istoriei. 22 de hectare înconjurate de cei 2100 de metri de ziduri înalte, de 8 metri și late de 3. Pietre funerare adunate frumos într-un lapidarium, rămășițe ale unei vechi temnițe, o moschee minusculă, o veche stradă bizantină, o minunată baie turcească. Și lista mărturiilor continuă. Rămășițe ale unor coloane romane, elemente arhitecturare romane sau bizantine, terme romane, un depozit de arme turcești. Niș, locul în care s-a născut Constantin cel Mare, cel care a legitimat creștinismul prin edictul de la Milan. Și tot în acest oraș s-au născut alți doi împărați, Constantin al III-lea și Justin I. Cu o istorie de 2 milenii, fortul este locul a numeroase descoperiri arheologice și a devenit o populară destinație pentru turiștii din întreaga lume. Niș a fost un centru cultural, economic și militar major și locul de naștere al împăratului Constantin cel Mare, care a proclamat toleranța religioasă în întreg Imperiul Roman și a fost primul personaj care s-a convertit la creștinism. La fel ca marile cetăți, și fortăreața din Niș avea 4 ieșiri sau 4 porți care duceau către orașul Belgrad, Istanbul, Dunăre sau Vidin. Am ieșit pe poarta cetății și am pornit să descoper pulsul orașului. Drumul se continuă pe artera care se deschide din poarta fortăreței și continuă spre urbea modernă, precum o prelungire a vechii istorii până în zilele noastre. So before you get to know Niš, you have to discover it. It is a beautiful capital of the southern part of Serbia. It is a city with a lot of sun, and the people here are so open, so friendly, so jovial. They enjoy telling jokes. They enjoy in their humor. They are big hedonists. They like having fun, celebrating something. They like the guests, so everybody immediately feels at home here. And you have such a lovely places to see. Un oraș care te impresionează prin prezentul său și căruia totuși nu îi poți uita istoria. Un oraș mândru și discret deopotrivă. Pe străzile pietruite, monumente istorice, fațade rustice și vechi cafenele, există povestiri nespuse, al căror spirit poate fi simțit în aerul cald. Și poate cel mai bine acest spirit se regăsește în centrul vechi, acolo unde odinioară se desfășurau marile evenimente ale urbei, astăzi marcată de liniile unui urbanism modern. Imaginile trecutului nasc poveștile prezentului, povești care ne încântă sau care ne înfioară. Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena din Niș este situată în Parcul Sfântul Sava, din partea nouă a orașului. Construcția în stil bizantin va introduce elemente de arhitectură veche sârbă, folosindu-se materiale dintre cele mai scumpe, unele comandate special în Brazilia. Scopul principal al înălțării catedralei, după declarațiile oficialilor Patriarhiei Sârbe, au fost marcarea în anul 2013 a 1700 de ani de la edictul de la Milan. Tristă cununa de laure a unui conducător războinic. Acesta este și faptul istoric din spatele monumentului care astăzi este cunoscut sub numele de Turnul Cranilor. S-a întâmplat în 1809, pe colina Cegar, la numai câțiva kilometri de Niș, în timpul primei revoluții sârbe împotriva Imperiului Otoman. Confruntați cu armată turcească, imposibil de învins, sârbii revoluționari, în frunte cu liderul lor Stefan Sindelic, decid să arunce în aer depozitul de praf de pușcă pentru ca acesta să nu intre pe mâinile atacatorilor. Actul lor patriotic a însemnat atât moartea întregului grup de revoluționari sârbi aflați acolo, dar și a unui număr mare de soldați turci. Sultanul Mahmud al II-lea
A folosit însă în avantajul propriu acest gest patriotic al sârbilor și a construit un turn, folosind craniile acestora pe post de cărămizi. Un turn din aproape 1000 de cranii de patrioți sârbi, făcut pentru a servi ca exemplu celor care vor mai îndrăzni să se răscoale împotriva forțelor otomane. Capela, care comemorează sacrificiul revoluționarilor sârbi, datează din anul 1927 și împreună cu turnul cranilor au fost declarate monumente de importanță națională. Ca să înțelegi istoria, trebuie să înțelegi și tradiția locului. Primirea oaspeților în casă se face cu pâine și sare. Semnul Sfintei Cruci e obligatoriu, în semn de respect. Și... Hala? După pâine și sare, poate fi binevenit un rachia, indiferent că ești femeie sau bărbat. Astăzi, în Niș, există un centru unde femeile tort, țes și cos, păstrând vie memoria din generație în generație. Acul și ața, pensula și culoarea, războiul de țesut și îndemânarea prerucării lemnului sau a sticlei, toate acestea sunt lucruri pe care le descoperi și pe care le poți învăța. Dar nu este vorba doar de îndemânare, ci de pasiune și de o altă cale de a înțelege spiritul unui loc, confruntarea cu noi mentalități și atitudini. Am încercat să văd cât îmi mai amintesc de la școală, dar m-am lăsat pe gubașă și am plecat către brutărie, pentru că aici, în Niș, de dimineață, poți avea chiar la micul dejun burec. Și la prânz, tot burec. Și dacă vei la cină, din nou, burec. Inițial, burecul a fost un fel de plăcinte turcească care s-a adaptat perfect în țările din Balcan și Marea Mediterană în timpul expansiunii Imperiului Otoman. Pentru a fi cât mai bine făcut, aluatul este bine bătut, apoi este umplut cu carne tocată sau brânză. Rețeta pentru burec circular a ajuns prima dată la Niș în 1498, adusă din Istanbul de către faimosul bucătar turc Mehmet Oglu. Un apus de soare peste timp, dar nu și peste memorie. Niș este una dintre acele localități mici pe care trebuie să le privești de aproape pentru a vedea cât de departe din negura vremurilor vin. Iar apoi, trebuie să le privești de departe și să înțelegi că în lumina apusului sau a răsăritului, istoria micilor orașe a făcut istoria mare a țărilor.